Semnal de alarmă tras de asociațiile de pacienți, farmaciști și producători de medicamente. 1200 de tratamente au dispărut în ultimul an din farmacii, iar alte 10 de medicamente nu se vor mai găsi în curând pe rafturi. Autoritățile anunță că problemele se vor rezolva odată cu schimbarea metodologiei de calcul a prețurilor pastilelor. Ieftinirea medicamentelor intrată în vigoare acum un an a fost așteptată cu nerăbdare de români. La scurt timp, aceștia au constatat însă că nu mai găsesc în farmacii tratamentele prescrise de medici. Pacientul este cel care este afectat, care nu-și găsește tratamentul, care caută haotic, care încearcă să supraviețuiască. Astfel, cei mai mulți pacienți aleargă dintr-o farmacie în alta, sperând să găsească medicamentele atât de necesare. Acum, legea prevede ca prețurile medicamentelor să fie mai mici sau egale cu cele din 12 țări, printre care Bulgaria sau Italia. În același timp, România este țară de referință pentru alte 9 țări, printre care Germania și Austria. În acest moment, producătorii de medicamente dau României cele mai mici prețuri din Europa, de la care statul să mai ia încă 20% sub forma taxei clobec. Ce înseamnă asta? Imediat se duc la export paralel, iar producătorii nu mai vin cu medicamente în România. Marea majoritate a medicamentelor ieftine, esențiale, vor dispărea din piață. Tocmai de aceea, farmaciștii, distribuitorii, producătorii și pacienții cer rezolvarea problemelor. Reprezentanții Ministerului Sănătății spun că în câteva zile vor pune în dezbatere publică noua metodologie de calcul a prețurilor medicamentelor. Metodologia este în fază finală, este, putem spune, din punctul nostru de vedere, definitivată. Pentru prima oară s-a încercat să se vină cu dovezi, cu argumente, cu calcule și cu evidențe care să trimită procesul către o zonă, cum am spus, sustenabilă și predictibilă pe termen lung. De curând, Ministerul Sănătății a anunțat că modul de calcul și procedura de avizare a prețurilor medicamentelor eliberate pe bază de rețetă vor fi aprobate prin hotărâre de guvern. Asta pentru ca prețurile tratamentelor să nu se mai modifice imediat la dorința unui ministru, ci să fie o decizie asumată de guvern.